Curtea de apel Oradea a dispus în această seară emiterea unui mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Michael Mureșan, al fostului vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților Cătălin Dumitru și al fiului său Cătălin Alexandru Dumitru Rădulescu. Cei trei au fost reținuți joi de procurorii DNA în dosarul Michael Power. Procurorii DNA Oradea au dispus încă aseară punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a omului de afaceri Michael Mureșan pentru cumpărare de influență, dare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani. În același dosar au fost reținuți ieri fostul vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților Cătălin Dumitru, acuzat de luare de mită și spălare de bani, și fiul acestuia acuzat de complicitate la luare de mită și complicitate la spălare de bani. În martie 2013, vicepreședintele ANRP la acea dată a pretins de la inculpatul Michael Mureșan 1 milion de euro din totalul de 5,213 milioane de euro pe care acesta ar fi urmat să încaseze de la ANRP ca urmare a executării silite. În schimbul banilor, oficialul ANRP a susținut că își va încălca atribuțiile de serviciu legate de procedurile administrative pe care Mureșan, titular al unui drept litigios, le avea în derulare cu autoritatea independent de executarea silită. În 13 mai 2013, Cătălin Dumitru a primit de la Michael Mureșan, prin intermediul fiului său, echivalentul în lei a sumei de 1 milion de euro. Pentru ascunderea adevăratei destinații a sumelor de bani, Michael Mureșan a întocmit în fals un contract de împrumut. În paralel, în mai 2013, inculpatul Michael Mureșan i-a dat lui Daniel Bran, inculpat în același dosar, și suspectului Vasile Dragoș, echivalentul în lei a sumei de aproximativ 280.000 de euro, respectiv echivalentul în lei a 170.000 de euro. Cei doi s-au prevalat de o influență asupra vicepreședintelui ANRP la acea dată, în scopul determinării acestuia să-și încalce atribuțiile de serviciu legate de procedurile administrative pe care Michael Mureșan le avea în derulare cu ANRP cu privire la dreptul litigios.